Rețelele de socializare au devenit câmp de luptă pentru politicienii care dau din coate să fie care mai de care mai vizibil în mediul online, însă mai mult decât în teren. Acest lucru însă îi nemulțumește pe unii dintre primarii din județul Hunedoara, care și-ar dori ca parlamentarii să fie mai aplecați asupra nevoilor lor. Interesele cetățenilor sunt reprezentate în unele situații mai mult în mediul online, acolo unde mai toți parlamentarii hunedoreni, cu mici excepții, pozează de zor în diferite ipostaze și cu anumiți primari și informează cetățenii cu privire la întâlnirile pe care le au cu aceștia în teritoriu. Nemulțumiri există și din partea unor edili din județul Hunedoara, cărora nu li se pare normală activitatea fictivă, doar online, a parlamentarilor și mai puțin cea reală, în teren, cu fapte și acțiuni concrete. În momentul în care ajungi parlamentar, trebuie să vrei să faci ceva, adică nu te duci acolo să faci, nu știu, te gândești că ai ceva probleme să-ți iei pensia specială sau nu știu ce, deci te gândești ce ar trebui să faci, adică parlamentarii ăștia ar trebui să vină în fiecare oraș, comună, sat, să vadă, domnule, ce probleme aveți. Trebuie să trecem de la etapa asta de a face poze la etapa de a fi eficient și de a face lucrurile să funcționeze. Poze, să ne punem poze, să zicem, uite ce frumos suntem în diferite ipostaze, am fost în comuna X, am avut și eu făcute poze la mine în birou și a zis, am fost să discut probleme. N-am discutat, credeți-mă, cu un parlamentar nicio problemă a municipiului. El s-a pus pe internet că a fost să discute, să preia problemele. Deci, să înțeleg că nimic concret în practică, doar în teorie. Da. Da, nu mai zic nimic. Astfel, poate, pe viitor, parlamentarii hunedoreni vor fi mai atenți cu relațiile pe care le-au cu primarii cărora le solicită o dată la 4 ani sprijinul pentru a ajunge în fotoliile confortabile din senatori, Camera Deputaților.